Dan Coman, ai debutat cu poezie în 2003, la un moment dat cu roman, cred că era 2010, apoi cu biografii romanțate spre sfârșitul deceniului anterior. Aș vrea să începem în miezul lucrurilor cu o întrebare, hai să-i spunem, de curiozitate și poate interesantă. Cum e să devii poet în România de după 2000 și mai ales cum e să rămâi poet? Poate asta e mai dificil. Bună ziua, întâi de toate, mulțumesc mult pentru invitație. E o bucurie să fiu aici la, la Cluj, la TVR. Și cumva lucrurile se leagă de TVR. Debutul meu se leagă nu neapărat de televiziunea română, cât de un om care a lucrat aici mulți ani, e vorba de Mihai Dragolia, care a fost primul om care a făcut o emisiune cu un cenaclu de la Băi, unde, de unde făceam și o parte. Și de unde mai făceau parte Mălai cu Honrar sau Florin, partene. Uh, și noi ne-am cunoscut la bistrița, la un festival de poezie, mi-a plăcut foarte mult că a fost. eram nedebutați, eram adolescenți, uh, dar a fost primul om care ne-a vorbit ca unor scriitori. Și lucrul ăsta cred că a, a contat enorm. Uh, era perioada aia în care era foarte greu să publici o carte. Cred că în 90% dintre cazuri oamenii își plăteau cărțile. Ceea ce era imposibil pentru mine, pentru că nu aveam bani și oricum nu știam, cred că nici nu știam unde să mă duc, adică la o tipografie. Erai sau... Proaspăt absolvent la data respectivă, la facultății eram, de filozofie de la. Da, Cursul. și ajunsesem profesor la, la bistrița, la uh, un liceu foarte interesant, liceu sportiv, și uh, cumva întâmplător. Citeam foarte mult revistele culturale în fiecare miercuri, mi-a plăcea, mă duceam la chioșc și îmi cumpăram revistele ăsta literare. Și am văzut acolo, cam în toate, anunț legat de un concurs de debut, concursul Aurel Dumitrașcu de la Piatra Neamț. Aurel Dumitrașcu era un poet care mi îmi plăcea foarte mult. E adevărat că nu-i citisem o carte întreagă, dar îl, îl citisem în antologia lui Mușina, 80-iștilor și mă impresionase. Și zic, uite ce concurs frumos, interesant, mi-ar plăcea să trimit. Eu aveam deja un manuscris, evident, de poezie, dar, mă rog, am tot stat pe gândul și am zis, ok, nu îl trimit, cine mă bagă pe mine în seamă, îți dai seama câte manuscris o să fie, etc. Și am stat de liniștit, pentru că am zis, nu îl trimit. Și la un moment dat, după câteva săptămâni, sună telefonul fix, pentru că nu, era, nu aveam mobile noi. Și o voce îmi spune, ce sunt Liviu Stoiciu te felicit, ai câștigat volum, uh, concursul de debut Aurel Dumitrașcu. Cu un manuscris netrimis. Și eu mă gândeam, cum să zic, face cineva mișto dintre prietenii ăștia mei care știau povestea și am închis. Normal că a sunat din nou, era seară, noapte, înspre noapte. Cred că atunci termina să redejurizat. Ok, și m-a ținut la telefon, eu nu înțelegeam, am închis iar și am spus soției mele ce s-a întâmplat. Și uh, ea mi-a spus că, fără să știu, mi-a trimis ea. Și așa am debutat cu, cu uh, prilejul acestui concurs extraordinar, uh, unde mulți, 2000 au debutat, fără să plătească cartea și a fost o chestie senzațională. Deci a fost o întâmplare fericită, dar <coughs> câte asemenea întâmplări fericite au trebuit să fie ca să rămâi poet? Uh, cred că foarte multe. Și uh -huh. uh, cred că. Uh, asta e frumusețea literaturii, în cele din urmă. Noi suntem câțiva prieteni foarte buni care trăim la Bistrița și care am devenit foarte buni prieteni datorită literaturii. Adică, discuțiile noastre, tot ce facem, e cumva în jurul literaturii sau legat de literatură. Și atunci, aproape fără să ne dăm seama, întâmplările astea fericite de care vorbeam s-au ținut lanț și în continuare apar. Uh, Așa, fără să-ți dai seama. Și atmosfera adică... aceasta literară, practic, te-a ținut în zona scrisului constant. Sigur. A, în unele interviuri vorbești de un adevărat ritual în a scrie, de o anumită organizare pe care o ai. Cum procedezi? Da, asta e ritualul meu. Evident că nu e nu o, rețetă. Nu o rețetă. Dar cartea asta de debut, de care povesteam, am scris-o exclusiv noaptea. Plăcea... E vorba de anul Cârtiței Galbene. galbene. Da, anul Cârtiței Galbene, cred că, da, 2003, uh. cred că a apărut. Și îmi plăcea foarte mult să stau nopțile, să citesc, să scriu, etc. Uh, dar după aia mi-am dat seama că uh, se, se întâmplase ceva uh, și am descoperit, tot așa, apropo de întâmplările astea extraordinare, am descoperit diminețile. Am descoperit diminețile foarte devreme și de atunci eu mă trezesc în fiecare dimineață în jur de ora 5. Bineînțeles că îmi fac o cafea, bineînțeles că e, e momentul ăla în care e liniște, e un anumit tip de liniște care mie îmi place foarte mult. Un anumit și, tip de lumină, probabil. Și Un anumit tip de lumină care crește așa pe măsură ce trece timpul și mie îmi place foarte mult momentul ăsta de la 5, să zicem, la 7 dimineața când încep să se trezească cei ai casei și ne apucăm de treabă, mergem la școală, etc. Și e momentul la care țin foarte, foarte mult, chiar dacă de multe ori nu fac nimic, adică nu scriu neapărat nimic sau ceea ce scriu nu are nicio relevanță, dar e un exercițiu, un, un ritual, cum ai zis, care place, îmi place foarte mult și nu vreau să-mi refuz plăcerea asta. Și care pune cumva ceea ce ține de inspirație într-un joc cu limbajul, într-un mecanism al limbajului, cât de... este un Important cititor de literatură și lucrul acesta se vede foarte bine în cărțile tale și e probabil un al tău, hai să zicem, în, în poezia recentă din România, această cunoaștere destul de profundă a istoriei literaturii, ca atare simți că limbajul trebuie la rândul său lucrat, că este. că e vorba de o muncă importantă și un efort. Sigur, asta e o evidență, adică. Cu toate că, în poemele tale, ele par să iasă foarte ușor, foarte fluid, foarte relaxat, da, cum se întâmplă în realitate. Mă bucur că zici asta, deși nu e așa, ca uh, mecanism, să zicem, de lucru. În cazul meu, cărțile se fac din cărți. Inspirația sau mă rog, ceea ce numim inspirație, la mine vine din citit, din lectură. Și, pe, pe de-o parte. Pe de-altă parte, cititul e o bucurie atât de mare încât ar fi culmea să nu încerc să o accesez cât, cât de des pot. Și atunci. Normal că citind foarte mult ți se face poftă de scris. Adică mie asta mi se întâmplă și mi se face poftă de scris pentru că dintr-o dată simți limbajul altfel. Și mie mi îmi place enorm să mă joc cu limbajul, chiar dacă de multe ori jocurile astea rămân doar exercițiile mele. Și îl simt uneori așa foarte, foarte consistent sau cu o anumită textură și ca și pe o plastilină sau nu știu cum să zic. Și atât de mult îmi place să, să scriu Încât normal că ajung să te joci, dar acest joc, acest uh, permanent joc, e de fapt un exercițiu extrem de important pentru mine. Și când și cum știi că un asemenea joc devine poezie? Devine ceva ce poate fi publicabil, ceva ce poate fi oferit unui cititor? Da, în, în momentul în care scrii, uh, cred că e foarte clar uh, uh, distinția asta între exercițiul tău, pur și simplu jocul tău, și momentul în care începi. Cu ceea ce rămâne din acest exercițiu, încep să construiești un poem. Pentru mine, poemul înseamnă, pentru mine, adică și în cazul poeziei mele, la asta mă refer, poemul înseamnă foarte mult construcție. Eu cumva, întotdeauna am lucrat așa, când am început să scriu o carte de poeme, eu cam știam întregul și am început să adun poeme și să le scriu. Și construcția asta o vezi. Și îți dai seama cam când e uh, terminată. Sigur că e nevoie de un feedback, adică nu scriu și trimit editurii. Și aici are norocul meu cu prietenii mei de care vă vorbeam, pentru că permanent încercăm să ne trimitem unii altora ceea ce scriem și să discutăm cât mai aplicat, cât mai intransigent despre ceea ce e acolo. E foarte important că ai precizat această construcție, acest montaj, acest lucru cu limbajul, pentru că este o poezie care par, pare să fie într-un contact imediat cu realitatea, însă oarecum diferit de mulți, față de mulți dintre poeții care au scris o asemenea poezie în contact direct cu realitatea după 2000. Simți aici o semnătură ta personală? Vine ea dintr-o relație și cu poezia românească din deceniile de dinainte de sfârșitul secolului trecut, ai destul de mult în comun cu literatura obzecistă, fiind în același timp un poet al prezentului. Da, cred, cred că domismul, sau așa numitul douămiism, un soi de continuare a obzecismului, cred că foarte bine ai precizat lucrul ăsta. Însă mie îmi place în poezia de azi, de la noi, îmi place foarte mult această diversitate care există. Există și poezie socială, a început să existe și poezie militantă. Există... Era timpul. Da, era timpul. Era timpul. Chiar dacă pare un pic defazat așa la noi, dar... Adică vine cumva târziu, dar vine ceea ce e important. Și eu întotdeauna am fost încântat de această diversitate. Sigur că Diversitatea asta mă încântă în calitatea mea de cititor. Nu vreau să repet sau să încerc zone în care nu mă simt confortabil. Și atunci eu merg pe maniera mea, să zicem, de a scrie, care vine într-adevăr din, din zona asta, și a lecturilor, dar și a interesului pentru diversitatea asta poeziei. Și cred că se întâmplă tuturor așa. La un moment dat, simți. Îți simți vocea, sau simți care e locul tău, simți care e uh -huh. discursul care te avantajează. Și ca un bun cititor de poezie, cum ți-ai autocaracteriza această manieră? Uh, puh, nu știu, i-aș zice chiar manierism. Uh, uh, pentru că e vorba de niște structuri, uh, repet, ale întregului care se văd în cărțile astea, adică nu sunt doar poeme scrise în uh, situații sau În context, da? Și după aia adunate într-un volum. Deși recunosc că uneori visez la asta, mi-ar plăcea ca la un moment dat, nu știu, să am diverse poeme strânse și să, să fac cumva o carte de acolo, să încerc să conturez o carte. Dar deocamdată nu mi-a ieșit. Deocamdată eu lucrez știind cumva foarte clar structura și lucrând foarte mult pe această structură. Și atunci, inclusiv poemele care există, sunt adaptate, rescrise, incluse într-o în asemenea. Reguli, da. Ai și poeme lungi, împărțite în mai multe capitole sau subcapitole. Asta vine tot din această grijă pentru a construi o operă echilibrată, în același timp o narațiune. Există multă narațiune în, în poemele tale. Nistea de... tras așadar de, po de narațiune și în zona poeziei și în zona romanelor. Mintea mea nu e o operă sau nu e o carte. E o idee, e un e, e soi de structură care se conturează și, și începe să se construiască în jurul acelei idei și care mă impulsionează pe mine să scriu diverse texte, sigur mai scurte sau mai lungi, în funcție de structura pe care deja o am în minte. Nu știu dacă asta e bine sau rău, evident că nu e o rețetă, există foarte multe feluri de a scrie poezie, Însă, pe pe zona asta merg eu. Și uh, toată toate construcția asta, repet, vine din faptul că e maniera mea de a scrie poezie și de a simți limbajul, nu pentru că, nu știu, eu, o anumită direcție pe care eu vreau să o urmez sau pentru că mă gândesc la, nu știu, opera mea sau. Uh, nu, uneori trebuie să ne mai uh, și ironizăm cu privire la... În poemele tale există un personaj, un eu, care are probabil foarte mult în comun cu, cu autorul. E un eu care iese tot timpul pe balcon cu cafeaua, fumează, se trezește dimineața, lucrează la un liceu și predă socio-umane și așa mai departe. Acest eu uh, e foarte lucid, e foarte precis e foarte atent la ceea ce se întâmplă în jur, crezi că astea sunt calități sau trăsături ale poeziei tale? Atracția pentru un anumit ochi lucid, atracția pentru o anumită precizie, interesul mai degrabă pentru absențe decât pentru ceea ce este prezent? Cum, cum ai vedea asemenea lucruri? Da, e, e o discuție interesantă asta și cred că uh, e, e foarte, foarte interesant de văzut uh, pornind de la, de la ce propui tu direcțiile astea de care vorbeam în poezie. Însă, într-adevăr, poezia e cumva o, o formă de experiență personală și întotdeauna am văzut-o așa. Doar că dacă rămâne doar aici, nu înseamnă neapărat că e literatură. Și cumva, sigur, toată, toată relația asta cu realitatea sau aceste mici repere pe care... Eu, eu, zice capcane pe care le pun în cărțile mele. Uh, pentru că în toate e vorba de un de un tip care trăiește la bistrița, e profesor, are o familie, face tot fel de lucruri. Dacă fi, Pe YouTube, uh, trimite SMS-uri pe telefoane mobile, deci e și în contact cu această lume pe care o recunoaște orice, orice cititor. Da, dar e trambulina, cumva, pentru mine. Și de acolo încolo uh, mă interesează cu totul alte zone. Și mă bucur foarte mult că ai zis de absențe, care mă interesează într-adevăr foarte mult în poezie, pentru că poezia, din punctul meu de vedere, e o zonă extrem de interesantă a literaturii, în care ceea ce rămâne nespus poate conta mult mai mult decât ceea ce e spus. Ceea ce e spus uh, generează o anumită atmosferă uh, care, de fapt, se creează din ceea ce nu spui, ceea ce preferi exact. să nu spui. Cum faci diferența între poezie și proză? și roman, mai ales în cazul unor volume cum este Parohia, unde uh, pragul acesta, pentru un cititor ca mine, spre exemplu, nu este foarte clar. Am putea o considera și o carte de poezie și în același timp o carte de proză. Pentru tine cum e? În cazul Parohiei, într-adevăr se mixează cele două discursuri. Însă e foarte interesant atunci când am trimis-o editurii, evident că am trimis-o sub forma unui roman, uh, ei au zis ok, excelent, le-a plăcut, au, au publicat-o, Uh, și la un moment dat am avut o întâlnire, cred că la Târgu de Carte de la Leipzig sau ceva de genul ăsta și am avut o lectură acolo, din parohia și uh, Ernest Fichner de exemplu, care era acolo, a zis extraordinar, trebuie să-mi trimis manuscrisul pentru că există o editură care publică poezie așa și vreau să publicăm acest volum de poezie uh, la editura respectivă. Și mie mi-a plăcut foarte mult asta, că el a zis din start, fără să discute, e poezie. Chiar dacă forma sau uneori e, nu, există un anumit fir epic, dar n-au relevanță. Însă atunci când am scris parohia, cumva miza mea tocmai asta era, de aia zic că mă bucur că unii zic că e roman, alții zic că e poezie unii zic că e struțo cămilă, ceea ce e foarte interesant de văzut, pentru că în definitiv uneori genurile astea sunt atât de apropiate, pe cât de depărtate sunt alte ori sunt atât de apropiate încât poți Poți să te joci un pic la granița dintre cele două. Și parohia, din punctul meu de vedere, e la graniță. Uh, trece uneori înspre proză, alteori se duce înspre poezie. Uh, însă mi-a făcut foarte mare plăcere să, să mă joc pe granița Asta, pericolul, când faci asta, când faci asta și, scuze, lipsa de modestie, să zicem că ți iese, ai tendința de a continua. Exact așa. Și după parohia și după, mă rog, ce a ieșit parohia și s-au fost foarte multe discuții, etc., uh, normal că primul lucru pe care l-am făcut, aproape fără să-mi dau seama, a fost să în, încep uh, altceva cumva pe aceeași graniță. Uh -huh. Și, fuh, cred că am făcut foarte bine că m-am oprit la timp. Adică mi-am dat seama că așa pot să continui, cum să spun, ai, ai matrița și doar... Mecanismul. Mecanismul, dar și doar tot conținut ceea ce mie nu-mi place, adică prefer să fac altceva. Și atunci am zis, ok, chiar nu pot scrie roman, chiar, chiar nu pot scrie proză. Roman în așa, sensul tradițional. În sensul tradițional, adică ce, roman realist. Poftim, să facem, știi, de, fără nimic poetic în el, nici ca tematică, să zicem, cu atât mai puțin ca uh, formă de a scrie, ca manieră de a scrie. Și așa a venit ideea romanului Căsnicie, în care am zis, ok, îl încep cu un poem, dar de acolo încolo, nimic nu mai trebuie să aibă legătură cu poezia. Vorbesc acum de stil, da. vorbesc de, de structură, etc. Și așa a apărut căsnicie. Da. Te-a ajutat tot timpul aici, cred că, acest fapt, scrii în raport cu o rigurozitate, cu niște metode impuse, cu niște mecanisme pe care vrei să le respecti. În contextul acesta ai publicat și două biografii romanțate. Cum a fost să scrii, pentru un public probabil mai larg, să spui povestea unor personaje interesante, din nou după niște restricții pe care probabil ți le-ai impus. Dacă mi-ar fi spus cineva, nu știu, acum 15-20 de ani, că e foarte interesant să scrii la comandă, să zicem, cu un anumit număr de semne despre o anumită persoană, personalitate sau personaj. Cum este Enescu. Da, aș fi zis Nu, nu există, adică nu... Noi avem ideea asta că scriitorul trebuie să fie inspirat să-ți vadă de opera lui, dar noi știm foarte bine că foarte mulți scriitori mari din, din lumea asta sunt oameni care au uh, un contract în care odată la doi ani, cel puțin, trebuie să iasă cu o carte sau care au făcut, au scris astfel de biografii, să zicem, romanțate. Dar nu a, ai simțit ca un compromis? Nu, um, nici vorbă, nu. Și, nu, nu da, ca zic, o dar zic, acum 15 ani... Deci asta e, mai degrabă ca o provocare. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult provocarea. Înainte de Enescu a fost uh, uh, povestea lui Mihai Codrianu, pe care mi-au propus-o cei de la Muzeul Literaturii din Iași și e adevărat că nu știam mai nimic despre Codrianu și au zis cei de acolo, ok, dacă te interesează subiectul, uite, ai putea să faci să scrie această biografie romanțată. Și când am început să citesc și am văzut ce nebunie de personaj poate fi Codreanu, am acceptat imediat, sigur, ca provocare și mi-a plăcut foarte mult să fac asta. Aveam un număr limită de semne, nu puteam să depășim, ca și la Enescu, toată povestea respectivă, însă provocările astea sunt interesante, sunt foarte interesante. La Enescu, Povestea a fost că Adrian Botez, care se ocupă de colecția asta, a zis, ok, uite, ai variantele X, Y, Z. Adică el mi-a dat mai multe variante. Și eu am gândit, ok, de cine sunt cel mai îndepărtat? Adică de, de cine, despre cine știu eu cel mai puțin? Despre Enescu știam cel mai puțin, sigur, în afară de uh, clisele clisele, da deja mă rog, știute. Și uh, eram așa nerăbdător să încep să scriu despre Enescu, să-i ascult muzica. Și după ce am început să citesc despre Enescu și despre ce a făcut el, mi s-a făcut o frică de subiectul ăsta, pentru că mi-a că e mega complex și nu doar că e complex, dar ca muzician, dar povestea lui de viață și, uh, nu știu, -a, a, am avut o perioadă uh, în care simțeam că nu pot să fac asta de-aia m-am și depășit deadline-ul, mă rog, și am întârziat colecția, apariția ei, pentru că nu reușeam să, să fac lucrul ăsta. În cele din urmă am reușit, dar nu sunt foarte mulțumit de Enescu. Sunt foarte mulțumit de prima parte, să zicem, de copilărie și de adolescența lui. Dacă aș mai fi avut la dispoziție timp și uh, spațiu, uh -huh. pentru că trebuia iar numărul de semne, uh, cred că așa ceva uh, mult mai consistent. când e posibil o ediție a doua. Sigur, a, să sperăm, dar acum da. ne apropiem de sfârșitul acestui dialog, am putea răspunde la întrebarea cu care am pornit, cum ai rămas poet sau scriitor, că ea e legată de o asemenea curiozitate, de asemenea provocări pe care ți le dă viața ta sau viața literaturii sau viața unor personaje? Pentru mine întotdeauna literatura uh, a însemnat, uh, nu știu, cel mai important mijloc, uh, instrument pe care eu pot să-l folosesc ca să mă bucur de viață și ca să rezist în diverse contexte, unele poate nu foarte plăcute. De multe ori sunt întrebat de ce am rămas la Bistrița și n-am venit la Cluj sau la București. Și tot timpul răspund că mie îmi place enorm Bistrița pentru că mi oferă timp, timp excedentar, de care am mare nevoie ca să mă pot bucura de literatură și de scris. Și de care se bucură, iată, și cititorii. Dan, îți mulțumesc pentru acest dialog și sper să mai avem ocazia curând pentru un altul. Mulțumesc mult!